Liderii PNLR definesc traseismul politic după ce au ieșit public cu declarații hazardate, conform cărora vor stabili criterii de integritate pentru viitorii candidați ai partidului. Unul din aceste criterii interzice traseiștilor să candideze. Vizat de acest punct este și senatorul Tudor Barbu, care este la al treilea partid după ce în 2012 a candidat alături de Dan Diaconescu, patronul său de la OTV, pe listele Partidului Poporului, ca în iunie 2013 să se înscrie în partidul lui Dan Voiculescu, iar în aprilie 2014 să devină membru al PNL. Liderii liberali au redefinit traseismul ca Tudor Barbu și alți membri de partid aflați în situația lui să poată candida totuși. Așa se face că în criteriile de integritate ale PNL, traseiști sunt doar cei în situația de a fi candidați pentru al treilea partid. Iar ca să fim corecți, criteriul sună așa. Traseismul înseamnă să candidezi de 3 ori pe listele a 3 partide diferite. Eu am candidat o singură dată pe lista unui partid. Asta așa ca să lămurim și noi cu traseismul liberal, că presa face presă după ureche de multe ori. Dacă vrei să facem presă de aia adevărată, trebuie să spunem ce înseamnă traseismul liberal. Să candidezi de 3 ori pentru 3 partide diferite. Aia înseamnă traseismul. Sensul dat de dicționare pentru traseismul politic este atitudinea caracteristică politicianului care se transferă de la un partid la altul în funcție de interesele personale. În accepția europeană, traseist este un individ care pleacă de la un partid la altul. Party switching este un fenomen politic care constă în schimbarea de către un politician a partidului politic care l-a propulsat într-o funcție.